Bună și bine ați venit la al doilea episod al podcastului meu EduStore. Astăzi îl avem invitat pe Daniel Mănăsescu, un inginer aflat la început de drum, implicat în multiple proiecte, un om cu o energie greu de descris în cuvinte, cu un vibe care te face să vrei mai mult de la tine, o persoană care ne oferă o multitudine de informații în acest podcast. Haideți să-l cunoașteți și voi pe Daniel și să vedeți cât de multe lucruri poate împărtăși un om. Să te descrii tu în câteva cuvinte. Gen, ce-ți place ție? O scurtă descriere a ta? Ce spui? Ok, probabil o să mă descriu cel mai mult prin ceea ce fac, pentru că asta descrie cel mai bine cum sunt, pentru că nu prea mai am foarte mult timp liber să zic că îmi place să fac aia, îmi place să fac aia, îmi place să mă implic, asta pot să zic. Îmi place să inițiez chestii, îmi place să încurajez, dacă văd pe cineva care inițiază idei mișto, de-aia am și vrut să particip cu tine la acest interviu sau podcast, cum vrei să-l denumim. Îmi place să ajut. În special în proiecte pot să zic că mă caracterizez prin treaba asta de empatie, să zic. Dacă văd că lucrurile nu sunt neapărat organizate, preiau cârma și mă apuc să organizez ca să iasă bine pentru toată lumea. Îmi place să ascult părerile celorlalți. Nu sunt genul în care vin la ședințe, zic ce avem de făcut și gata, am plecat, toată lumea acasă. Îmi place să colaborăm, pentru că astfel, adică de-aia mă și înscriu în proiecte, pentru că și eu învăț de la alții și îmi place și mie să dau mai departe, să învețe și alții de la mine. Deci cu cât încerc să fac oamenii să fie mai liberi, să-și exprime opiniile, să-și le argumenteze, și de asta îmi place chiar și în cadrul ședințelor sau dacă avem, aici vorbim despre proiecte în care participă, dacă avem decizii de luat, sunt de comun acord, punem totul pe masă, fiecare își spune părerea și hotărâm împreună, votăm sau vedem. Okay. Și așa îmi place să fac mult sport când am timp. Ok. Ca să legăm cumva proiectele, știu că tu ești inginer, corect? Lucrezi ca inginer? Da. Ok. Cum ai ajuns să lucrezi ca inginer? Tot parcursul tău, să spunem. Hai să începem poate din liceu sau din facultate până la momentul actual. O scurtă descriere. Da. Scurtă. Nu știu dacă reușesc să fac neapărat scurtă. Eu am cât poți. Am un parcurs destul de nenatural, să zic așa. Am făcut liceu economic, după care în clasa 12 am început să... Parcursul logic era să dau la ASE, pe urmă am început să mă pregătesc pentru Academia de Poliție și am o verișoară mai mare cu 3 ani decât mine, care m-a convins că Politehnica e viitorul, nu? Și programare și am zis cu 3 luni înainte, ok, asta facem program mulți. Așa am zis eu atunci în clasa 12 și m-am apucat de meditații la fizică, pentru că la liceu economic nu mai faci fizică în ultimii 2 ani și aveam de recuperat și am dat admitere la automatică, dar n-am reușit să intru, din păcate, fizica m-a picat și am intrat la design industrial. Am terminat design industrial. Am fost și plecat cu Erasmus, care pot să zic că a fost cea mai adevărată experiență demnă de un student la design. Când am fost plecat în Olanda, 6 luni de zile, și am simțit acolo într-adevăr ce înseamnă toată partea asta de proiectare. Pentru că asta a fost tema... Cum e Olanda? Cum e tot? E una dintre cele mai minunate experiențe din viața mea, bineînțeles. Am învățat multe
Din punct de vedere educativ, adică la școală am învățat multe, am învățat și partea de responsabilitate, pentru că noi acolo în 6 luni de zile cât am stat, am avut un proiect la care am lucrat din diferite, arii de lucru, adică și pe partea de organizare, și pe partea de costuri, și pe partea de proiectare, și pe partea de simulări, să vedem dacă ține, și făceam toate astea pentru un client real. Adică cineva a venit, făceau trotinete pentru copii, trotinete și diverse, nu erau doar clasice, și au zis că vor ceva redesign, pentru că simțeau că e destul de învechit, adică aveau un design la ceva cu 4 roți care era de vreo 30 de ani același. Și au venit la facultate și au zis că în colaborare să facem treaba asta. Și așa funcționa, adică toată lumea și cei de acolo așa învățau, sau doar pentru voi cei din Erasmus era politica asta, proiectul ăsta? Păi nu, 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 nu. Noi ne duceam acolo și ne grupau cu studenți de acolo. Aha, deci nu, pentru nu eram toți. Doar Erasmus. Da, 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 nu eram doar Erasmus. Eram în grupa mea, cred că am fost 3 sau 4 sau 5 cu Erasmus. 4 sau 5, da. Restul deci era full-time acolo. Practic ăsta era modul lor de a funcționa. Da, 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 dar și la noi se face la fel, pentru că în anul 4 au venit, da. În anul 4, semestru 2, au venit niște studenți cu Erasmus la noi și eu tot am făcut cu ei orele din semestru 2. N-am mai făcut cu colegii mei, ne-am splituit pentru că la fel avem materii diferite. Deci așa se face în general cu Erasmus. Te grupează cu studenții de acolo, nu se face special pentru Erasmus. Și faci și materiile celelalte care sunt oarecum materiile din anul 4 sau, nu? Da, teoretic tu trebuie să-ți echivalezi acolo, adică te duci acolo și când trebuie să dovedești că ce ai fi studiat aici, studiezi și acolo. Acum depinde și de facultate cum acceptă, unii acceptă doar să vii cu punctele credit. Trebuie să fie pe domeniu, într-adevăr, dar nu își cer neapărat materie cu materie să o echivalezi. Își cer, ok, ai fost acolo, ai studiat tot design, ceva din domeniul designului, ai luat note de trecere, ai 30 de puncte credit, ai întors cu ele acasă, noi îți echivalăm, nu te mai întrebăm altceva. Dar unele vor materie cu materie, arată că ai făcut mecatronică acolo, arată că ai făcut mecanică, termodinamică și așa mai departe. Și voi acolo ați dat și examene sau doar, doar proiectul ăsta? Ideea e că am doi prieteni care au plecat tot anul, deci au plecat cu un semestru înaintea mea și au fost grupați cu alt an. Ei au fost grupați cu studenții de anul 3 și au avut anul 3, avea organizare diferită de anul 2, pentru că ei tot încercau organizări noi, de la an la an, adică nu era să zici că încercau 10 ani și dacă nu reușea să schimbau. Încercau și de la an la an diferite tipuri de organizare. Și eu am prins cu studenți de anul 2 și am făcut, da, erau două grupe, una de design aesthetics care erau mai pe partea de arte și una de product engineering care erau pe partea de inginerie. Și n-au fost examene, ambele grupe aveau la fel, assignments se numeau la fiecare modul, deci semestrul a fost împărțit în 3 module. Și avea, nu, asta e, că aveai prezentare. Deci erai tu și cu doi profesori de acolo, singuri într-o sală, și aveai progres din proiectul de care ziceam mai devreme, cu proiectatul de trotinete. Și pe fiecare modul, bineînțeles, trebuia să arăți progresul. Trebuia să prezinți și ce ai făcut tu personal. Și aveai o listă cu competențe. Pentru fiecare competență aveai 3 niveluri de greutate, cam mult să zic, adică cât de mult aprofundai, exact, cât de mult aprofundai. Și una dintre competențe era schimbul cultural. Una era partea de design, una era partea de ideation, una era partea de proiectare, partea de mecanică și așa mai departe. Și îți alegeai 6 competențe din astea. Cu ele te duceai la profesori și ziceai că, uitați, eu am materiale pentru să vă prezint, să vă dovedesc că eu astea 6 competențe mi le-am dobândit și mi le-am perfecționat în modulul în care tocmai a trecut. Și te duceai acolo, lăsai materialele pe masă 10 minute să uita profesorii, pe urmă intrai tu, vorbeai 10 minute și încă 20 sau 30 de minute, sau cum a fost în cazul meu 50 de minute, te întrebau ei.
Și trebuie să răspund la întrebări. Trebuie să răspunzi, trebuie să zici ce ai făcut aici, de ce ai făcut aici, aici ce ai făcut tu, ce ai făcut tu mai exact din tău proiectul ăsta. Și trebuia, adică nu era doar așa că vorbeai și ce ai făcut, trebuia într-adevăr, adică te și întrebau să te verifice. De exemplu, nu știu cum ai făcut calculele și de ce crezi tu că ține materialul ăsta. Dar uite, raza asta e cam mare, nu e chiar ok, e greu de înduit sau ceva de genul. Și da, dacă îi dovedeai... Făcând dovedeai... practic, cred că ți era mai ușor să... Da, noi în șase, adică la sfârșitul celui de-al treilea modul am și construit-o noi. Ne-au pus, clientul respectiv ne-au pus la dispoziție materialele, adică țevi, platformă și ce mai aveau, roți și volan. Și noi, ei aveau atelier acolo care era super tare, adică tu trebuia să fii student acolo, puteai să faci orice proiect. Un prieten care și-a făcut setup de pentru scaun și pentru volan și pedale de să se dea pe simulator. Deci dacă erai student acolo, puteai să-ți faci orice proiect, dacă erai liber, bineînțeles. Și aveai super. Efectiv atelier. Aveai bormașini, flex, aveai aparat de sudură și chestii mai avansate, adică puteai să faci și filet acolo, aveau și strunguri și respertare. Și la sfârșitul modulului 3 am avut acces la atelierul acesta și cu materialele puse la dispoziție de client și am reușit să asamblăm o mașinuță care n-a fost neapărat ușor de făcut, pentru că nu eram niciunul priceput la suduri, de exemplu, nu știam niciunul. Și da. V-ați descurcat până la urmă, bănuiesc. Ne-am descurcat, erau acolo, bineînțeles, responsabili, dar nu te gândi că erau... Într-adevăr, aveam niște reguli fără de care nu acceptau, adică te dădeau afară, dacă, de exemplu, dacă nu purteai ochelari când te iei ceva. Te dădeau afară instantaneu. Și chestii de genul ăsta de siguranță, dar nu stătea gen și la, de exemplu, la sudură, nu stătea cu ochii pe tine sau ceva, să zici că erai mereu supravegheat. Și puteai să le ceri mereu ajutorul dacă aveai ceva. Că ei se pricepeau. Dar noi l-am făcut, adică doar o singură chestie știu că ne-am făcut, nu știam să facem un filet, bineînțeles că era super greu și ne-am făcut din atelier de acolo. Dar ne-am făcut, da. Ai spus că ești implicat în formula student și mi-ar plăcea să-mi spui mai multe despre partea asta, cum funcționează și cine poate să se implice. Și cât mai multe detalii, feel free to tell me all. Cât mai multe detalii, sper să n-ajung la regulamentul competiției care are 150 de pagini. Dar o să mă... Voi l-ați făcut? Discuția, da. Nu. E regulament. Toate echipele proiectează și urmează același regulament. De fapt, sunt două. E unul făcut de competiția din Germania și unul de competiția din UK, dar asemănătoare, 95%, doar câteva chestii diferă. Este un proiect dedicat studenților. Aș spune la inginerie, dar nu neapărat, pentru că, de exemplu, o să vorbesc despre organizarea noastră. E împărțit în două mari departamente, să zic, tehnic și operations. Tehnic proiectează, construiesc, testează monopostul și partea de operations se ocupă de toată imaginea echipei, adică social media. Și mai avem și echipă de... External Affairs se numesc, care se ocupă de partea de sponsorizări. Credem, posturile lor sună și mai fancy, dar n-am nimic împotrivă. Adică se ocupă de partea de sponsorizări. Cei de aici se duc la sponsor și le spun ce faceți voi și le cer bani? Da, o să spun că... Ei spun că ce o să spun eu ție acum, deci ai grijă la sfârșit să nu-și cer vreo sponsorizare sau ceva. Da, se duc, vorbesc cu sponsor, prezintă proiectul, după care dacă e interesat, e greu să nu fii interesant, sincer, adică ai văzut cum sună grup de studenți din toate facultățile din Politehnică și nu numai, din orice an, care se întâlnesc și fac ceva, o mașină de curse. Adică, efectiv, asta fac ei singuri și de la zero și cu mâna lor și ei construiesc și testează și pilotează. Eu când am auzit prima dată, voiam să te întreb dacă îmi pot și eu să fac. Măcar acolo, computerul de bord, n-aveți nevoie, vă programez ceva. Te rog, dar fac băieții, avem departament de electronic software. Ok.
Și fac partea de telemetrie, adică odată transmiterea de la senzori, care or să fie peste vreo 50 de senzori în mașină, okay. Transmiterea odată către volanul pilotului ca să vadă dat despre, nu știu, presiunea pneului, de exemplu, plus, bineînțeles, viteză, treaptă de viteză, uh-huh, și așa mai departe, și toate date transmise la boxe și pe laptop. Adică, de exemplu, băieții au creat o telemetrie și avem în echipă o fată care este pilot oficial, adică are licență de pilot și este okay, campioană de GT4, se dă și pe circuite și la noi în România, la Motorpark la Adâncata, nu știu dacă ai auzit. Nici n-am auzit până să merg acolo, recunosc. Nu, n-am auzit. Și au construit telemetria, nu mă pune să intru în detalii că nu e chiar domeniul meu, și de exemplu să dau link și eu vedeam de pe telefon date din mașină, pe unde, cum merge, cum ia curbele, cu ce viteză merge. Nu era neapărat așa de avansată, cum ziceam, ca să ți preia date de la toți senzorii, dar aveai partea asta de viteză, vedeai cum ai luat virajul, inginerul de curse zicea, vezi că e prea strâns virajul ăla și pierzi acolo. Adică chestii, detalii foarte importante, n-ai zice, dar genul, efectiv, ți-am zis, o îmbracare de câteva grade poate să te iasă de pe pistă. Și asta e partea de o jumătate de departament, de subdepartament chiar, din toată echipa. Deci voi și digitalizați practic toată partea asta, mă refer la mașină, că includeți cât mai mulți senzori, cât mai mulți... Dar sunt foarte, adică nu e, pentru anumite componente e singura, da, cale de a le testa și să știm dacă funcționează. Mai intervenit și partea asta de maparea motorului. Adică tu poți să-i schimbi anumiți parametri a motorului ca să meargă în mod diferit, să meargă mai puternic, să consume mai puțin, pentru că una dintre probe, am zis că nu se intră în detaliu, dar una dintre probele competiției enduranța, și la enduranță trebuie să scoți un timp și cât mai bun, dar și un consum de combustibil cât mai mic. Și trebuie să faci un compromis, să vezi în funcție de cum mergi, plus că din toate echipele care se înscriu la proba asta, doar 3 zile se termină. La restul li se rupe ceva, li sare ceva, cade de vreun șurub, orice. Wow. Da. Deci cea mai grea probă și cea mai costisitoare, poți să zic, pentru că trebuie să mergi 22 de kilometri, adică e destul de mult pentru un monopost micuț, cum ziceam. Mie mi se pare o experiență foarte bună pentru studenți, mai ales că în afară de faptul că ai un produs fizic, care asta e cel mai important, e munca asta în echipă, faptul că, cum ai spus tu, vă învățați unii pe alții și învățați să colaborați. Deci, practic, vă evoluați profesional, dar și acele soft skills-uri. Da. Și e fain. Eu am avut și eu câteva proiecte în facultate, dar nu au fost la nivelul ăsta. Îmi place partea automotive. Am vrut, licența mea a fost pe partea asta. Am vrut să fac eu un soft care să recunoască că șoferul a dormit la volan. Și am fost oarecum atrasă de idee și mi-a plăcut când am văzut că ești implicat în proiectul ăsta. Dar e exclusiv pentru studenți, nu? Că eu nu mai sunt studentă. Da. Okay. E, nici pentru doctoranți nu e. Deja se consideră deja se consideră expert. Tu în momentul în care nu o să mai fii student? Cred că o să-mi vine și mie timpul să ies din proiect, să las pe alții în locul meu. Învăț și eu ce mai pot în lume și trec și eu mai departe. Toate că o să fie foarte greu să mă despart. Acum, în momentul de față, sunt singurul din membrii fondatori care mai sunt încă în echipă. Și, oricum, o să-i urmăresc. Nu, probabil o perioadă nu o să pot să mă las, să-i urmăresc când e aproape. Să vă plus că sunt prieten foarte bun cu majoritatea din echipă, adică exact ce partea asta de soft skill, adică suntem prieteni foarte buni, nu că doar ne întâlnim formal să bem o bere după o ședință la o lună. Nu, adică chiar, nu știu... Adică vă înțelegeți plus bine că... și colaborați bine. Da, plus că am început
am început în echipă, oameni care s-au întâlnit în echipă, au început să-și dezvolte alte proiecte singuri, diferite. De exemplu, avem niște băieți care s-au apucat de un proiect care vor să trimită o imprimantă 3D în spațiu și lucrează cu Agenția Europeană Spațială. Adică wow. Un proiect enorm, da, un proiect enorm. Wow. Și da. Vezi că s-au întâlnit aici, mă rog, o parte dintre ei. Sau, de exemplu, eu cu o parte dintre membrii fondatori am pornit alt proiect. Acum am văzut că s-au mai înscris iar, se strâng așa grupuri și se înscriu la diferite proiecte. Și asta e iar, adică mi se pare, cel puțin în partea asta de cu ce rămâi după, să zic așa, partea asta de relații cu oamenii e cea mai puternică care rămâi. Da, ok, și cunoștințele și experiența din CV, dar părerea mea e că partea asta de relații cu oamenii e cea mai puternică. Asta ce clar. Poți rămâne și ți-am zis, adică îi cunoști pentru că îi vezi cel puțin un an de zile cum lucrează, știi ce pot, știi cum se dezvoltă, cum abordează situații deja, adică într-un an de zile vezi multe și da. Și cam ce rezultate ați avut la competiții? Păi, în primul an n-am reușit să facem, am fost la început, n-am reușit să avem un monopost funcțional, am reușit să asamblăm o chestie mergătoare, adică am reușit să punem șasiu peste șasiu carserie și șasiu să-l atașăm la niște roți, deci se mișca, dar n-am avut motor și, mă rog, multe componente nu erau. Dar am vrut să vedem cum e, am vrut efectiv să vedem ce înseamnă competiția și acolo punctează și partea asta de, cum ziceam, non-tehnic, să zic. Adică ai business plan, deci una dintre probe, iar vorbesc despre probe, una dintre probe e business plan în care tu trebuie să te gândești imaginar, dar totuși realistic, la o idee de afaceri din monopost. Cum ai face bani din monopost? Și juriul care prezinți ideea se presupune a fi niște investitori, deci trebuie să-i convingi, să le vinzi ideea. Și deci odată ar fi business plan, odată ar fi partea de costuri pe care tu trebuie să înțelegi. Deci nu e scopul să faci mașina cât mai ieftină, e scopul să înțelegi costul respectiv, adică raportul de calitate-preț. Să știi că l-ai luat pe cel mai bun. Și mai e și partea de design, în care la fel prezinți, mă rog, ăsta e mai tehnic, într-adevăr prezinți inovații tehnice pe care le-ai adus tu. Pe lângă, și astea sunt probe statice, le zice, pentru că nu, nici măcar nu ai nevoie neapărat de un monopost. Și aici am putut și noi participa, deci nu ai neapărat nevoie de un monopost funcțional, pentru că nu, cum ziceam, nu trebuie să scoți vreun timp sau ceva. Îți prezinți idei și prezinți și partea asta de documentație, care e foarte importantă. Adică design report-ul cam asta e. Și partea de cost report la fel, înțelegerea proiectării. Adică e și asta inginerie, într-adevăr. Și mai sunt probele dinamice în care efectiv te dai cu monopost, trebuie să susții timp și așa mai departe. Voi practic cu toate astea faceți un mic startup fictiv, nu? Că aveți și vânzări, aveți și parte de business și tot acolo. Și studenți exact. Din domenii diferite care comunică. Asta e ideea de bază, nu? Exact, asta e una dintre formulările pe care le folosim când mergem la sponsor, că e o simulare a unei companii de motorsport. Înțelegi, noi avem și parte de finance, avem parte de marketing, parte de proiectare, de construire, de testare. E full, adică nu scam nimic. Pentru că nu poți să faci una fără alta. De exemplu, nu poți să le construiești dacă n-ai buget. Nu poți să ai buget dacă nu ai imagine către studenți. Că, bineînțeles, cam aici ne ducem. Deci partea de marketing. Nu poți să ai parte de marketing dacă nu ai progrese tehnice. Și tot așa. Adică state legate. Funcționează împreună. Foarte fain. Mie îmi place. Îți ofer așa big picture la tot ce se întâmplă. E la scară mică, dar funcționează la fel și la scară mare. Exact, exact. Da. Și plus că când o să ajungă probabil și la noi la un nivel mai avansat, adică deja în afară se trec pe mașini driverless, adică autonome. Și vezi mașina când se dă pe pistă fără pilot.
sau deja electrice. Electrice deja vor să înceapă să și scoată astea care încă sunt pe ardere internă, pe combustie. Deci e un... Adică gândește că sunt echipe din afară care fac inovații și teste pe care echipele din Formula 1, de exemplu Mercedes, cumpără ideea și o patentează la ei. Și o folosesc pe mașina de Formula 1, care mașina de Formula 1 costă 15-20 de milioane de lire. Ok, deci în afară există posibilitatea ca Mercedes să-ți cumpere ideile. Da, există posibilitatea oriunde, doar și că la noi e neapărat dezvoltat conceptul, da. Dar acolo, într-adevăr, se lucrează mai... Chiar ne povestea un băiat care a făcut parte dintr-o echipă de acolo, că sar multe rânduri la coada unui interviu dacă îi spui că ești din Formula Student, pentru că ți-am zis, să știe că ești din Formula Student, nu e doar că ai trecut pe acolo. Ai făcut, dacă ai stat un an, dacă ai stat deja doi, înseamnă că ai făcut ceva. Da, cred că majoritatea care vin la voi chiar sunt pasionați, chiar vor să facă ceva, nu? Sunt pasionați să facă ceva, nu sunt neapărat pasionați de mașini, dar încep să fie pasionați de mașini. Pentru că e greu să nu te molipsești. Și plus că te duci, nu știu, te duci la viteză în coastă, vezi acolo, pleci așa, tu te duci mai mult că zici, mergi cu echipa, mergem să bem, să ne distrăm și te duci acolo, vezi o cursă, două și pe urmă întreb când e următoarea etapă. Da. Calumă. Spune-mi de celălalt proiect pe care l-ai. Am văzut că... Celălalt proiect, da, e mai nou și deja vorbim de un startup care, adică un următor startup, că n-am ajuns neapărat la nivelul ăla, dar asta se vrea a fi. Ok. Și, cum ziceam, l-am inițiat cu o parte din fondatorii tot de la Formula Student. Exact ce îți povesteam de relații cu cei trei cu care am fost în Olanda și cu încă un băiat care ne e mentor și ne e mentor și la Formula Student. Tot a început că cineva din echipă a trimis pe Slack un link despre o competiție pe partea de mobilitate urbană și era doar pentru studenți de master. Și era destul de important, adică erau companii destul de importante la nivel european implicate acolo și l-am trimis mai departe către ei. Eu ține, deja voiam să încep trecerea asta de la formula asta, din la ce urmează, dar nu aveam neapărat o idee anume, mă gândeam că pe partea asta de startup, pentru că să fac legătura cronologic, da, participasem între timp și la un hackathon la care am luat locul cu doi și la fel de acolo a fost prima discuție serioasă despre un startup, dar s-a încheiat dinainte să înceapă. Le-am trimis link, au zis ok, ne băgăm, am trimis un paper de prima oară o pagină, dacă nu mă înșel, ok, am trecut mai departe, era de sens. Tema era mobilitate urbană și cum... Și cam ce presupune asta cu mobilitatea urbană? Păi cam cum sunt implicați toți participanții la trafic din orașul, din hometown, din orașul nostru, adică din București. Da, din București. Din București. Și trebuia să zici cum sunt ei impactați, care e situația pentru început, care e situația de mobilitate urbană, adică include mai multe, include și partea asta, da, transport în comun, trafic, dar nu neapărat, și partea asta de ride sharing, iar intră mobilitate urbană, infrastructură, și toate sistemele inteligente, toate astea de colectarea datelor din orașe, tot din partea asta de trafic și îmbunătățire, aș putea să spune chiar spre îmbunătățirea traiului, că sunt legate, știi? Dar pe partea asta, într-adevăr, de mobilitate, tot ce se, cred că cum spune chiar și numele, tot ce se mișcă e inclus, da. Și am zis că ne băgăm, am trimis primul paper, am trecut mai departe, după aia trebuia să facem, într-adevăr, un paper mai serios de câteva pagini. Și trebuia să facem un research cu contextul actual, care credem că către ce credem că se va dezvolta în viitor. Am făcut research, destul de serios. Am văzut chestii acolo, am prezentat și partea asta și am așteptat. Era oarecum așa, o chestie de fundal. Nu,
am fost implicat de, în partea asta de a face paper-ul. Dar nu stăteam, efectiv eram foarte antrenați, pentru că era așa, venită de nicăieri. Și, și a trebuit să venim și cu o soluție deja în paper-ul ăsta. Soluții pe care recunosc că am găsit-o cu câteva zile înainte. Am făcut partea asta de research de context actual, de ce urmează, trebuie să venim noi cu o soluție la problemele astea. Și am venit cu soluția asta de a recompensa participanții la trafic. Inițial plecase doar de la șoferi. Da. Și o să merg, cred că, pe exemplu ăsta, ca să fie mai clar, să-i recompensez pentru atunci când ei aleg metode alternative de transport decât mașina care poluează. Bineînțeles, în cazul nu sunt foarte multe mașini electrice București deocamdată. Și am zis că recompensare la modul facem o chestie cluster, cum se, ca să zic așa, în care aduci oameni din parte de retail, nu știu, aduci parteneri EMAG, H&M, nu știu, orice, cine, ce vinde produse. Da. Și aduci și partea asta de ride sharing, adică tot ce înseamnă s-ar putea să nu folosesc chiar termenul corect, partea asta de trotinete, de biciclete de închiriat, chiar și transportul în comun, adică ne-am gândit și la partea asta de STB și Metrorex, și utilizatorul care ar fi șoferul, să zic. Da. Toate este într-o aplicație, șoferul alege o metodă mai puțin poluantă și tu, noi, luăm, facem legătura cu partenerii ăștia de țemz din partea asta de retail și obținem un discount. De fapt, el obține niște puncte care urmează a fi transpuse într-un discount la unul dintre parteneri. Ce vrem noi exact, care era de fapt soluția, ideea acestei soluții era partea asta de încurajare către o educație mai sănătoasă, să zic. Adică, ok, întotdeauna probabil îți va fi mai confortabil să-ți iei mașina, să te duci la lucru sau să te duci oriunde. Dar vrem, știi, să producem click-ul ăla de, bă, dar totuși, parcă n-aș polua azi. Parcă aș lua altceva. Doar că, într-adevăr, să pornești așa fără nicio... fără niciun scop, să zic, sau fără niciun incentiv, e mai greu. Și aici am vrut noi să aducem partea asta de gamification, în care ei sunt recompensați că fac astfel de alegeri. Și prin recompensa asta poate sunt mai motivați și deja deveni un comportament. Da, lucrat puțin la psihicul uman și până devine un obicei. Practic. Noi așa sperăm, da, adică să devine efectiv sens o cultură, o educație, știi? Nu în sine pentru noi ca să avem mai mulți useri, ci ideea era de și de partea asta de a ușura traficul, că dacă tu mașina o lași în parcare sau o lași acasă și e bicicleta, bineînțeles, mai scade din trafic, e mai fluid, dar în principal ți-am zis partea asta de poluare, cam aici da. Ne-am concentrat de amprenta de carbon. Pentru că am făcut între timp, undeva prin august, am făcut un survey pe 180 de persoane și bineînțeles că majoritatea a zis că principala cauză pentru poluare e numărul mare de mașini din București. Da. Ok, și asta e soluția, deci recompensarea participanților la trafic, ca să zic mai complet, adică tu și dacă, de exemplu, dacă e STB-ul, poate totuși poluezi ceva. Și ar fi o metodă totuși mai verde, mai verde, tradus din engleză, nu știu dacă sună neapărat bine. Mai eco-friendly. Ok, mai eco-friendly, da. Să-ți iei totuși o bicicletă sau să mergi pe jos. Dacă nu să mergi trei stații cu autobuzul, poate mergi pe jos. Noi, dacă folosești, bagi datele astea în aplicație, zici că erai cu autobuzul și mergi pe jos, noi îți dăm niște puncte, tu acumulezi punctele alea și, cum ziceam, le transformi în discounturi, ba chiar ne gândeam mai departe, după ce deja am avansat cu ideea să faci și challenge-uri între, nu știu, familie sau între prieteni care strânge cele mai multe puncte, care salvează cel mai mult CO2, pentru că ei primesc puncte, adică noi ne-am gândit să le oferim trei variante, ca să nu fie totuși, poate nu e la început, nu o să fie neapărat atras așa de tare de partea asta să nu mai poleze. Poate vrea să fie cea mai ieftină variantă, pentru că dacă stai în trafic e destul de costisitor.
decât să mergi pe jos, de exemplu. Deci ar fi o variantă în care prezentăm o alternativă mai ieftină, o alternativă mai rapidă, pentru că la fel, în loc să, dacă ai de traversat Bucureștiul, probabil metrou e cea mai bună variantă decât mașina. Și cea mai eco-friendly, care probabil mers, bicicletă pe jos, trotinetă, chestii de genul. Mie îmi place că implementat într-o familie, la un membru, poate avea loc asta, puterea exemplului. Mai ales dacă îl implementezi la ăla mai mic. Știi? Dar la ăla mai mic, dai, deocamdată nu intră în... Noi acum, unde lucrez, facem un proiect să învățăm să recicleze selectiv. Și se apelează la copii, în baza în care dacă copiii vor arunca, părintele îi va fi puțin rușine după aia să mai arunce el pe jos. Și mă uitam și în parc am văzut că copiii, când văd așa un obicei care nu sunt obișnuiți, eu mai alerg, se uitau așa la mine și începeau și să alerge, deși părinții nu făceau chestia asta, dar la ei funcționează foarte bine, uitat. Să știi că am avut un apel la un moment dat cu cineva din Anglia, tot din partea asta de human behavior și de partea asta, să zic, de, era legat o conferință despre transportation. Și, într-adevăr, atunci am auzit prima oară, deși, da, pe urmă mi-am dat seama că era destul de logic, partea asta de tot au avut un proiect în UK. Sincer, nu mai știu despre ce. Tot așa ceva încurajat mersului pe jos și tot așa s-a orientat către copii. Uh-huh. Și dacă copilul voia, părintele deja nu prea mai avea de ales. Exact, da. Ah, și chiar e o idee bună, într-adevăr. Da, dacă copilul e educat de mic să meargă mai mult pe jos decât cu... Scuze puțin. Mi se descarcă telefonul. Decât cu mașina, când o să fie mare, probabilitatea să aleagă alternativa pe jos. Adică exact. Eu, de exemplu, când eram mică, nu mergeam foarte mult cu mașina. Mergeam la cumpărături în weekend și atât. Și unde erau distanțe mai mari. Și acum am mașină, îmi permit luxul ăsta și o folosesc când mă duc la Galați acasă, la Brașov, sau când am de cărat ceva foarte greu. Dar în rest, când mă plimb, aleg alternativa pe jos, deși aș putea alege și alte alternative, dar asta o prefer eu. Exact, într-adevăr, deci... e un proces destul de îndelungat, adică ar fi ceva nou, ce am vrea să implementăm și ne așteptăm, bineînțeles, să dureze ceva, să fie reticențe la început. De exemplu, prin primele discuții cu alte persoane despre proiect, era, da, ce e asta, Google Maps? Stăteai și explicai și ziceai că uite că nu e Google Maps, că ce vrem, aha, da. Știi? Adică am găsit și destul de multe reticențe. Prin partea asta de, ți-am zis, confort. Asta e cea mai mare barieră pe care ne vom confrunta. Și obiceiurile, că se formează obiceiurile, în timp, da. Și depinde câtă disponibilitate au. Dar eu zic că e așa, câte unul. Exact. Adică uite cum a fost și progresul de Lime, când a intrat Lime la fel. Eram așa, știi, până am încercat odată, pe urmă am văzut că e super tare, adică am văzut la prieteni că luau Lime, pe urmă deja ai văzut, au început să-și cumpere trotinete, adică ale lor. Deci impactul se cunoaște, poate nu neapărat imediat, dar e acolo, există. Și mai e și ideea asta, să fie cât mai la îndemână chestia asta, că cu cât e mai la îndemână, aici e tot așa, să fie la îndemână obiceiul pozitiv, nu la negativ, ca să spunem așa. Să ne punem piedici în calea celui negativ și să ne-l apropiem pe cel pozitiv. Da, și exact. Adică, prin puterea exemplului, mă gândesc, de exemplu, poate și la un grup de colegi la muncă. Dacă unul, doi încep să facă asta și mai vede și al treilea, mai aude și al treilea, mai spune nu știu cui. Adică, na, o arborescență din asta... Acum vedem, pentru că momentan suntem ca să continui, deci până acum am vorbit de soluție, la fel, am trimis paper-ul și am lăsat acolo pentru moment. Și după care am fost anunțați că ne-am calificat la finala europeană. Dar chiar eram wow. Finala europeană care ar fi trebuit să aibă loc în Lisabona, dar n-am mai avut pentru că, na, știm cu toții, deci... Da, situația actuală. Ok, super, gata, facem, super. Pitch, aveam pitch de 5 minute, facem super pitch, știam, deja mai văzuserăm pitch-uri, mai
văzuseră în prieteni care participaseră pe la acceleratoare, preacceleratoare, știam structura piciului pregătit, aveam fata tipa care e super pricepută pe design, aveam și pe partea tehnică, eram pregătiți, o să rupem acolo. Ne-am pregătit, am stat, chiar de data asta am lucrat super intens ca să iasă super bine. Ne-am anunțat prietenii pentru că era și pe bază de voturi, o parte din criteriu era și vot popularitate, să zic, sau votul publicului, sau da, ceva de genul ăsta. Al ideii. Și okay. Deci am fost noi, o echipă din Iași și o echipă din Italia la finala europeană. Și am prezentat acolo, a fost super bine, chiar a mers super bine și partea de întrebări. Am avut research făcut dinainte și n-am avut probleme. Și am fost anunțat că am câștigat și finala europeană. Ha, ce tare! Și particip, da, și ne-am calificat la finala globală, în care reprezentăm Europa. Wow! Finala globală care ar fi trebuit să aibă loc în Los Angeles, dar n-a mai avut loc. Da. Păcat. Da, am pierdut multe anul trecut din cauza asta. Trebuie să plec și prin Elveția și n-am mai plecat că s-a anulat. A fost și fix în martie, adică era tot ok și dintr-o dată a zis nu se mai ține cu o săptămână înainte să plec s-a anunțat că nu se mai țin conferințe mai mari de 500 de persoane. Și le-ați ținut online pe asta? Da, da, online. Da. Și acum așteptăm anul ăsta să vedem, nu știm foarte mult de detalii pentru că încă se organizează și pentru partea asta de finală globală, dar noi am zis că, băi, uite, am primit feedback super mișto și am zis că de ce să nu facem noi startup din treaba asta, știi? Și câte echipe sunteți acolo? Trei. Europa, okay. Asia și America. Deci plecat dintr-o idee aruncată, un mail trimis către toți așa, ce părere aveți? Și am ajuns, uite, deja lucrăm ținut, să încercăm să dezvoltăm aplicația. Acum. Ok, eu sper să ne mai auzim și cu alte ocazii, poate. Și mulțumesc mult! Chiar mi-a făcut plăcere să aflu câte chestii faine faci. Îmi plac. Chiar îmi plac. Eu sper să mai auzi de ele și de la cu cât auzi de la mai multe persoane, cu atât înseamnă că facem o treabă mai bună. Și da, ține legătura. Acesta a fost al doilea episod al podcastului EduStore. Sper că v-a plăcut și sper că ați luat din conversația mea cu Daniel foarte multe informații utile. Vor mai urma și alte episoade, așa că vă puteți abona pentru a mă urmări în continuare. Vă doresc multe zâmbete!